Învățătură a Sfântului Vasile cel Mare despre fapta cea bună. Fraților, să fim binefăcători și milostivi, să urmăm stăpânului nostru, ca să nu ardem în văpaia cea veșnică, să nu primim de la Dumnezeu bogăția cu suflet rău, căci așa mulți săraci s-au făcut în împărăția cerurilor. Să nu prilejuim lacrimi săracilor prin averea noastră, ca să putem moșteni veșnicele bunătăți. Și așa să câștigăm pe Domnul cel ce a zis: miluiește și vei fi miluit. Cu ce măsură veți măsura, se va măsura vouă. Să privim la sfinții bărbați și la sfintele femei, care pentru dragostea lui Dumnezeu un trup aveau, dar și pe acela uscat și omorât cu postul, cu privegherea și cu setea, prin privegherea de noapte și în rugăciuni, prin închinăciuni cu lacrimi către atotputernicul Dumnezeu, adică gura fiind pentru rugăciune, ochii pentru priveghere și lacrimi, mâinile pentru a le ridica spre Dumnezeu, stând în picioare ziua și noaptea. Așa să strunim trupul pentru ca sufletul la cer să-l ridicăm. Cei ce ați greșit, alergați la pocăință. Cei ce alergați, sârguiți-vă. Cei bogați, dați la săraci. Cei cu dregătorii mari, împodobiți-vă cu smerenie. Cei săraci, primiți cu mulțumire și cu supunere. Preoților, îmbrăcați-vă cu blândețe și dreptate. Judecătorilor, judecata dreaptă să faceți, să izbăviți pe sărac și pe văduvă și să răscumpărați pe săracul cel asuprit. Pe cei robiți să-i izbăviți de la moarte și să nu treceți cu vederea pe cel ce zace înaintea porții voastre. Pe urmele celui de opște și bun stăpân să mergem. Să fugim de vrăjmașul înșelător, cel ce pierde sufletele noastre. Să ne sârguim spre dumnezeiasca viață, de care trebuie să ne apropiem după ce zăbovim puțin în veacul acesta. Iar de ne lenevim, atunci să ne aducem aminte de cel ce a pătimit pentru noi, care ne va dezlega de legăturile păcatelor. Să schimbăm grija cea trupească și de puțină vreme pe grija cea duhovnicească și pururea fiitoare. Dumnezeului nostru slavă!